conformat, să zicem, în ghilimele, și ați acceptat invitația de a fi prezenți la această gală de premieră. Mai întâi de toate, o să vă rog să vă ridicați în picioare, se va intona imnul național al României. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tirani, Acum ori niciodată, acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că naste măi mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că naste mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Priviți, mărețe umbre, Mihai Ștefan Corvin, Româna națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți. Cu brațele armate, cu focul vostru în vine, viață în libertate, ori moarte strigă toți, ori moarte strigă toți. Cu brațele armate, cu focul vostru în vine, viață în libertate, ori moarte strigă toți, ori moarte strigă toți. Salutul de convenit a fost transmis, s-a intonat imnul național. Care este scopul activității noastre de astăzi? De ce ați venit la această activitate? Această activitate presupune o gală de recompensare a lucrărilor câștigătoare la care ați participat și dumneavoastră din cadrul proiectului local de prevenire 2A, hashtag atitudine anticorupție. Suntem onorați că avem cu noi prezența astăzi la masa prezidiului și o să iau de la dreapta spre stânga dumneavoastră cum vă uitați spre masa prezidiului. Avem pe doamna inspector școlar Chioaru Adriana, din cadrul inspectoratului școlar județean Bacău. Pe domnul comisar șef Lecuțescu Ovidiu, șeful serviciului județean anticorupție Bacău.
doamna Sărbisia Petcu, șefa Biroului Relații Publice din cadrul Direcției Generale Anticorupție Aparat Central. Doamna Inspectorul Școlar General Adjunct, Ecatrin Ana Maria. Din partea instituției Prefectului Județul Bacău, domnul Sorina Ilenei. Domnul primar al municipiului Bacău, domnul Costin Mergea. Din partea Consiliului Județean, de la cabinetul domnului președinte al Consiliului Județean, doamna Ambrozie Arion. Doamna Cătălina Vizitiu, consilier personal al domnului primar al municipiului Bacău. Domnul consilier local al Consiliului Local al municipiului Bacău, domnul Diacon Eusebiu. Domnul consilier personal al domnului primar al municipiului Bacău, domnul Popa Ion. Domnul inspector școlar din cadrul Inspectoratului Școlar al Județului Bacău, domnul Cristi Petru. Și în ultimul rând, domnul Eugen Frigură, președintele Asociației Prevenirea Victimilor și Tratamentului Adictiv. Am spus nu în ultimul rând, suntem onorați că la masa prezidiului se află reprezentanții ai tuturor partenerilor implicați în implementarea și promovarea acestui proiect intitulat 2A #Atitudine Anticorupție. Cum a pornit acest proiect? Domnul Eugen Frigură de la APACA, zic pe scurt, Asociația Prevenirea Adicției și Comportamentului Adictiv, a încercat și s-a implicat de nenumărate ori în celelalte campanii pe anticorupție, cu toate că obiectul asociației este pe prevenirea consumului de droguri, dar acționând sub deviza corupția provoacă dependență, s-a implicat activ, am derulat împreună și în alte campanii și a venit cu această idee, zicem noi, minunată, de a derula un proiect de prevenire pe tematica anticorupție în cadrul liceilor de pe raza municipiului Bacău. Dacă e să ne referim la titulatura sau la numele acestui proiect, aș putea să vă zic ca și semnificație cuvântul 2A poate fi privit ca și termen sau denumire de clasă, 2A poate fi privit ca și a doua etapă a vieții, după copilărie, urmând adolescența, din care faceți parte și dumneavoastră și ați fost publicul țintă în cadrul acestui proiect. 2A privit ca și termen, tineretul reprezintă a doua forță complementară ce poate veni în sprijinul organelor abilitate de prevenire și combaterea corupției, pentru conștientizarea și schimbarea mentalului colectiv, al societății cu privire la faptele de corupție. La fel, 2A, în cadrul proiectului au fost prevăzute două activități principale. Și bănuiesc că marea majoritate dintre dumneavoastră ați fost beneficiari acestor două activități, și anume, o prima activitate principală, susținerea câte un seminar de informare în cadrul fiecărei instituții de învățământ, și a doua activitate principală, organizarea, implementarea, jurizarea și ceea ce facem astăzi, premierea unui concurs pe tematica anticorupție, desfășurat pe două secțiuni, și anume spot, video și arte vizuale. Partenerii în cadrul acestui proiect sunt Primăria Municipiului Bacău, Inspectoratul Școlar Județean al Județului Bacău, Asociația Prevenirea Adicției și Comportamentului Adictiv și, nouă, în ultimul rând, Direcția Generală Anticorupție, care a oferit suportul de specialitate pentru susținerea activităților de prevenire pe tematica anticorupție. Ca și scop al proiectului,
am avut creșterea gradului de conștientizare în rândul dumneavoastră, al tinerilor, cu privire la impactul fenomenului corupției și la educarea dumneavoastră în spiritul adoptării unei atitudini de intoleranță față de oricare fapte, atitudini care pot fi transfera infracțiunilor de corupție. La început, în urma susținerii activităților de prevenire, am simțit oarecare reticiență, nu din partea dumneavoastră a tinerilor, din partea unor cadre didactice. De ce să se facă un asemenea proiect la noi în școală? Ce, suntem noi corupți? Nu, nici pe departe. Noi am considerat că dumneavoastră tinerii sunteți viitorul acestei societăți și numai împreună, prin atitudine și exemplele noastre, putem să schimbăm mentalul colectiv. Și ați văzut și la seminarele de informare, am discutat și despre infracțiuni și despre implicațiile sociale, financiare sau de altă natură în momentul comiterii unor fapte de corupție. Ca și obiective principale în cadrul proiectului, am avut derularea acelor seminarii de informare, conștientizarea dumneavoastră a tinerilor cu privire la implicațiile legale, financiare și sociale ale corupției în societate, organizarea, implementarea, jurizarea și premierea unui concurs pe cele două secțiuni, atragerea și implicarea dumneavoastră în cadrul acestui concurs și am rămas și noi plăcut surprinși că am avut atât numeric, dar și calitativ lucrări pentru a le juriza. Și nu în ultimul rând, promovarea și mediatizarea liniei de intervenire gratuită anticorupție 0800 806 806, gestionată și administrată de Direcția Generală Anticorupție, unde pot fi sesizate toate faptele de corupție din rândul societății civile. Ca și beneficiari direcți ai acestui proiect, noi am considerat un număr minim de 50 de persoane din fiecare liceu, fiind 15 licee la nivelul municipiului Bacău, am zis măcar 750 de persoane. Suntem la fel onorați, în total au fost 1066 de persoane, elevi și cadre didactice deopotrivă, da? Ca și beneficiari direcți a acestui proiect avem 6 elevi care vor fi recompensați cu locurile 1, 2, 3 pe fiecare secțiune din acest concurs. Avem inspectorii școlari, cadrele didactice implicate în promovarea și implementarea proiectului, precum și profesorii îndrumători care probabil au sprijinit creația elevilor sau lucrările concepute de aceștia. Ca și rezultate așteptate în cadrul acestui proiect, vreau să menționez faptul că au fost derulate toate cele 15 seminarii de informare adresate elevilor, inclusiv un seminar de informare adresat consilierilor educativi din cadrul CJRAE de la ISJ. Ne așteptam la 750 de elevi participanți, dar v-am zis, în total am avut 1066. Au fost editate și distribuite 130 de afișe A4, 100 de mape de promovare, 1500 de pliante A4, 500 de calendare de birou, 500 de pixuri personalizate, 500 de insigne. În loc de 100 de diplome de participare, au fost editate și urmează a fi distribuite 290 de diplome. Asta înseamnă un număr destul de mare și demonstrează implicarea și devotamentul dumneavoastră în elaborarea lucrărilor și în promovarea concursului. Un roll-up pe care îl vedeți, 500 de flyere dedicate zilei de 9 decembrie, care este mâine, dar o vom marca tot astăzi, Ziua Internațională de Luptă împotriva Corupției. Și nu în ultimul rând, considerăm că, într-adevăr, prin acest tip de activități, va crește solidaritatea socială împotriva fenomenului corupției. Dăm cuvântul
reprezentanților partenerilor din cadrul acestui proiect, și anume v-am reamintit partenerii în cadrul proiectului sunt Primăria Municipiului Bacău, care este și finanțatorul acestui proiect și al premiilor din cadrul concursului. De asemenea, partenerii este Inspectoratul Școlar al Județului Bacău și APACA. Dau cuvântul domnului primar al Municipiului Bacău, domnul Cosmin Necula. Răzbuna, bună ziua! Dragi copii, doamnelor și domnilor profesori, doamnelor și domnilor ofițeri, stimați invitați, stimați reprezentanți ai presei, mă bucur foarte mult să ne vedem astăzi aici, pe acest subiect. Dragi copii, cum vi s-a părut întregul proiect? Frumos! A discutat pe anticorupție e frumos? Interesant. Care vi s-a părut vouă cel mai interesant punct al discuției pe anticorupție? Haideți, spune. Cam apelat la dumneavoastră. Un alt punct de vedere? Cel mai interesant lucru care vi s-a părut? Poftim? Traficul de influență. Da? Altceva? Vă rog? Corect. Și cum o vezi corupția? Am înțeles. Deci avem câteva opinii. Că este foarte interesant, de fapt e un program interesant, să discuți pe temele de anticorupție, că e foarte interesant că dumneavoastră, copiii, sunteți implicați în această discuție. Traficul de influență e interesant și percepția pe care o aveți dumneavoastră asupra anticorupției. Ce înseamnă pentru voi, dragi copii, corupția? Este un act imoral. Așa? Face strică societatea. Așa? Corect. Și? Un act antisocial. Un act antisocial a cărui manifestare este specifică oricărei societăți. Să nu vă închipuiți că noi românii suntem mai mult sau mai puțin corupți decât alții. Să nu vă închipuiți că am inventat noi acest fenomen. Dar este un fenomen care periclitează existența dumneavoastră cu prioritate și a celor care suntem mai în vârstă decât dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră, în momentul în care discutați pe aceste teme de anticorupție, știți pentru ce vă pregătiți? Poftim? Pentru viitor. Foarte corect. Dar pentru ce fel de viitor? Mai bun. Pentru un viitor mai bun. Cum mai bun? Unul mai curat. Poftim? Unul mai curat. Un viitor curat, fără corupție. Corect. Dar știți pentru ce vă pregătiți dumneavoastră, în esență? Membrii societății nu să ne comportăm în cazul în care fi implicați într-un asemenea act. Să ferească Dumnezeu să fiți implicați. Vă pregătiți pentru momentul în care dumneavoastră veți fi oameni maturi și va trebui să luați decizii. Iar deciziile pe care le veți lua dumneavoastră nu trebuie să fie nici, sub nicio formă, afectate de faptul că există posibilitatea să câștigați mai ușor bani. Sau să câștigați putere mai ușor. Sau să rezolvați niște probleme care sub alte forme. Pentru asta vă pregătiți, de fapt, dumneavoastră, prin intermediul acestui proiect. Pentru momentul în care va trebui să luați decizii. Și la momentul respectiv, dumneavoastră va trebui să vă feriți
și să aveți conștiința împăcată de faptul că orice decizie ați luat, indiferent că luați decizia de a vă înscrie copilul la creșă, sau că luați decizia să finanțați un program pentru oraș, sau că luați decizia să vă duceți la un concurs, să nu aveți niciodată în minte posibilitatea că veți câștiga mai ușor concursul, dând bani, sau vorbind cu cineva mai cunoscut și mai mare, sau că vă veți înscrie copilul la creșă și veți sări peste rând pentru că ați cunoscut pe cineva și eventual că ați dat bani, sau pentru că în momentul în care ați luat decizia pentru orașul dumneavoastră, nu v-ați gândit sub nicio formă la beneficiu material care vi-l aduce dumneavoastră funcția. De foarte multe ori în cariera de politician, pentru că eu am o carieră de politician, care s-a oprit în 23 iunie 2016, când am devenit primar, și din momentul respectiv eu am devenit un administrator al orașului, nu mai am o funcție politică, propriu-zisă, dar de foarte multe ori am auzit în mentalul public următorul raționament. Lasă-l mă că a furat, dar a făcut și pentru oameni. Și de atât de multe ori am auzit această teorie că lasă-l mă că a furat, dar a făcut și pentru oameni. Și vă spun că această teorie s-a tot perpetuat. Sau mai bine să fure, dar să facă și ceva. Încât de multe ori stăteam și îmi puneam întrebarea, oare când se va finaliza această teorie pe care o a avut-o de foarte multe ori, din păcate, poporul nostru. Și s-a apropiat de final, dar s-a apropiat de final pentru că cineva a știut și s-a impus și s-a luat această decizie că această poveste a lui a furat, dar a făcut și pentru oameni să se încheie. Și de foarte multe ori am văzut că s-a încheiat și am încheiat prost. Și să știți foarte sigur că de fiecare dată în care fiecare moment în care vă veți gândi vreo secundă că există o altă cale prin care vă veți rezolva concursul sau veți câștiga un examen sau că veți obține niște beneficii alte decât cele pe care în mod normal le-ați obține, cu certitudine va veni și reversul medaliei. Și va veni momentul în care să plătiți pentru aceste lucruri. Nu există caz în care mai devreme sau mai târziu, peste un an, 2, 3, 5, aici putem să întrebăm pe doamnele și domnii ofițeri care e perioada de prescripție la faptele de corupție, dar cred că undeva până prin 9 ani, cam așa, nu? Cam pe acolo le ducem. Există posibilitatea să răspundeți. Iar în momentul în care veți răspunde, va fi foarte greu pentru voi, dragi copii, dar și pentru familiile dumneavoastră. Acum sunteți la o etapă foarte, foarte frumoasă de viață. Sunteți adolescenți, marea majoritate dintre dumneavoastră. Mă uit la colegul dumneavoastră cu părul mov. Foarte frumoasă culoare. Eu la vârsta ta aveam de el. Și după aia albastru și aveam și treceri cei mă reșim. Serios? Foarte frumos. Am și probe, am poze. Dar se va încheia această etapă frumoasă în care vei putea să-ți boxezi părul în acea nuanță de mov. Va veni momentul în care vei intra în viața reală și în viața reală vei fi pus în fața unor decizii. Iar deciziile pe care le vei lua, nu doar tu vei suferi efectul. Va suferi familia ta, vei suferi tu, copilul tău, și toți cei din jurul tău și nu. Nu vreau să vă gândiți vreodată că lupta anticorupție e doar cea care se strigă în stradă. În care unul strigă da, unul strigă nu. Lupta anticorupție nu e un obiectiv care să măsoară în care strigă mai tare că e mai puțin corupt. Nu așa se face lupta anticorupție. Lupta anticorupție este
acel fenomen prin intermediul căruia undeva, în timp, nu vei mai simți efectele a tot ceea ce înseamnă acele infracțiuni pe care dumneavoastră le-ați citit sau le-au fost prezentate sau v-au fost explicate. Și în momentul în care nu veți mai simți efectele și o să vedeți că lucrurile funcționează normal în această societate, în care te duci la examen și iei fără niciun fel de problemă, te angajezi dacă ai luat concursul, îți angajezi, îți duci copilul la creșă, dacă este loc, îl vei primi acolo, îl vei avea acolo. Toate aceste momente, când vor decurge într-o stare de normalitate și nu se va mai pune niciodată problema pe cine cunosc eu ca să mă ajute în problemă, și în momentul în care nu vă veți mai pune această problemă, să știți că această luptă anticorupție a câștigat războiul. Dar încă să știți că suntem departe. Și vă spun și dintr-o altă perspectivă. Sunt cei care acceptă să ia minte. Sunt cei care se lasă cumpărați. Sunt cei care iau decizii pe baza influențelor unora. Dar cei care dau minte. Dar cei care îi influențează. Dar cei care intentează. Și de-aia e cel mai bine să nu vă vedeți în niciuna dintre aceste ipostaze. În ipostaza celui care cere sau în ipostaza celui care îi oferă. Să evitați cu doamna aceste momente. E foarte important să vă trăiți adolescența foarte frumos, să fiți deseri, să fiți bucuroși, dar să fiți conștienți de faptul că vă apropiați cu repeziciune de momentul în care va trebui să luați decizii. Deja în fața legii este cineva sub 14 ani. Țin să vă anunț că deja dumneavoastră în fața legii, chiar în fața legii penale, aveți deja o responsabilitate. Puteți fi subiect de drept penal. Și e foarte important să nu fiți niciodată. Și în momentul în care ați trecut bariera lui 18 ani, niciodată să nu aveți vreo discuție cu doamnele și domnii ofițeri care sunt atât de prietenoși și atât de deschiși dumneavoastră, dar în ipostaza în care sunteți un potențial păptuitor. De asta trebuie să vă feriți dumneavoastră. Iar dacă dumneavoastră veți pleca totdeauna cu conștiința în păcat, indiferent cine vă va acuza, că ați făcut, că ați dres, că ați întors, că nu știu ce ați făcut, dar dacă dumneavoastră, voi, dragi copii, sunteți împăcați, că nu v-a influențat, că nu v-a dat nimeni bani ca să vă influențeze decizii, că nu ați cumpărat influență de la nimeni ca să-l ajutați pe nu știu care, atunci viața dumneavoastră va fi foarte liniștită. De aceea, eu vă doresc să fiți foarte atenți la ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră, să fiți foarte, foarte atenți la tot ceea ce se întâmplă, să citiți foarte atent despre ce este vorba, să nu vă lăsați influențați de nimeni și pe cale de consecință să aveți o viață liniștită în continuare. Un succes vă doresc! Nu vreau să închei înainte de a mulțumi cu toată sinceritatea partenerilor și creatorilor acestui proiect. Și o spun și menționez și punctez acest lucru cu toată sinceritatea. Pentru că proiectele în care dumneavoastră sunteți implicați, dumneavoastră cei tineri,
Sunteți implicați și dumneavoastră învățați care este modul cel mai simplu de viață. Sunt cele mai importante proiecte pe care le finanțează municipiul Bacău. De aceea vreau să mulțumesc Asociația PACA, vreau să mulțumesc Direcției Naționale Anticorupție și doamnelor și domnilor ofițeri care sunt implicați în acest proiect. Vreau să mulțumesc Inspectoratului Școlar Județean și tuturor partenerilor care s-au implicat. De asemenea, să știți că e un punct foarte important. Un punct foarte important în care această luptă anticorupție prinde foarte bine contul. Tot acest proiect e foarte bine jurizat, dar zic eu că are niște premii substanțiale. Și e foarte important ca pentru orice muncă pe care o depuneți dumneavoastră să primiți o retribuție substanțială și care să fie în deplin acord cu munca pe care o depuneți. Că sunt de acord și cu acest aspect, că poate de prea multe ori noi în România am plătit și doctori în bătaie de joc, am plătit și profesori în bătaie de joc, și polițiști în bătaie de joc, și am așteptat să facem nu știu ce revoluție. Totdeauna pe lumea asta și vreau totdeauna să vă gândiți în momentul în care veți fi cei care decid în această țară. Să nu vă bate joc de oamenii care sunt funcționari ai statului român, că-s profesori, medici, polițiști, consilieri locali. Să-i plătiți așa cum merită și să cereți tot de la ei. Și va veni cât de curând momentul, cred că undeva 20-25 de ani, de acum acolo, vi se pare mult. Vi se pare o eternitate. Nu-i. Trece într-o secundă. Acum 25 de ani eram eu în locul dumneavoastră. Iar dumneavoastră veți fi la acest rezit. Și sper ca la momentul respectiv, peste 25 de ani, când veți avea următorul seminar anticorupție, de fapt să discutați de fenomenul anticorupție în nu știu ce țară. Și în România se pare așa o istorie de parcă. Mult succes! Mulțumesc partenerilor noștri! Vă doresc o viață liniștită! Mulțumim, domnul primar, pentru această intervenție interactivă și motivantă în egală măsură, motivantă pentru dumneavoastră în adoptarea unor atitudini și practici care să vă fie utile pe viitor. Dau cuvântul în continuare doamnei profesor Egarmina Navaria, inspector școlar general adjunct al ISJ Bacău. Felicitări pentru că sunteți aici, felicitări pentru implicare ambelor părți și nouă celor din zona școlară, dar bineînțeles și organizatorilor concursului. Mă gândeam în momentul în care aproape jumătate, da? Ați răspuns la întrebarea domnului primar cum vi s-a părut proiectul și răspunsul a fost aproape unanim de data aceasta frumos. Mă gândeam că răspunsul n-a fost întâmplător, pentru că eu cu șoptit am spus tentant, vă spun și de ce am venit asta, răspunsul vostru, revin la răspunsul vostru, n-a fost întâmplător, pentru că până la urmă sunteți la vârsta în care în școală, acasă, în jur, învățați și căutați binele, frumosul, adevărul, adică așa cum ați spus la fel mai mulți dintre voi, ceea ce este moral. Deci am spus eu tentant, poate spun ceva mai atins de ceea ce experiența concretă, nu din viață, din ceea ce este în jurul nostru, în societate, din faptul că astăzi dimineața am predat la radiale, comeniile, daviții, oase și alte cele, și atunci n-ai cum să nu te gândești că în lume există și tentația, există și ceea ce nu e bun, ceea ce este rău. Atitudinea anticorupție, spun eu și pornesc și voi, în special voi cei care sunteți aici, pentru că ați participat direct, poate indirect, ca susținător ai colegilor voștri la derularea proiectului și în principiul concursului. Spuneam că atitudinea anticorupție vizează
spun eu, și zona exterioară de comportament în societate, comportament moral, de aliniere la ceea ce înseamnă, până la urmă, ordinea socială, dar ordinea în societate, în sensul acesta, ordine socială, dar în același timp mă gândesc și la ceea ce vine din noi, da, analizăm cuvântul atitudine. Atitudinea voastră este pozitivă, atitudinea voastră este motivantă pentru noi și pentru partenerii noștri să facem și altfel de lucruri și în decursul ultimilor ani din ce în ce mai mult se simte nevoia și de aceea poate cu mici mișcări, cu mici schimbări, dar ele există, educația financiară, educația în ceea ce privește drepturile omului, drepturile copilului, încep să devină realități și în școala românească. Și astfel de proiecte și astfel de concursuri sunt motivante, tentante, așa că țineți-o tot așa, avem încredere în atitudinea voastră, în ceea ce vine din lăuntrul vostru, pentru că este subjugat, sigur, binelui, adevărului, de fapt, moralei. Felicitări celor care vor lua premii, felicitări tuturor participanților, felicitări colegilor mei și mulțumiri pentru toată implicarea, pentru faptul că ne-au stârnit în a acționa într-o direcție consistentă, pozitivă, actuală, ancorată în realitățile bune sau rele, așa cum spuneam, ale momentului. Deci mulțumiri partenerilor noștri. Mulțumim foarte mult, doamne, pentru. În continuare dau cuvântul domnului Eugen Fricură, președintele Asociației APACA, solicitantul finanțării de la Primăria Municipiului Bacău și partenerul de nădejde în cadrul activităților. Bună ziua! Am venit la microfon pentru că am văzut că domnul primar a vorbit de aici și cine știe, poate să ia. Da. Nu am să vă rețin foarte mult. Ideea este că... Mai am un contracandidat, da? Da. Direct. Prietenește, nu, am glumit. Deci nu vreau să vă rețin foarte mult. Având în vedere că sunt inițiatorul acestui proiect, îmi revine sarcina, plăcuta sarcină, de a mulțumi colaboratorilor, în primul rând primării, contracandidatului, bineînțeles, în al doilea rând inspectoratului, pentru că a răspuns foarte bine cerințelor noastre și ne-a creat un cadru excepțional de a lua legătura cu voi. Chiar mulțumim inspectoratului și, în ultimul rând, Direcția Generală de Anticorupție, care ne-a asigurat fundamentul legal și toată logistica pe care noi v-am prezentat-o dumneavoastră. Prea multe nu am ce să vă zic, v-am spus și la prezentarea pe care am avut cu dumneavoastră. Ceea ce pot să vă spun acum este faptul că mi-am dat seama că totuși viitorul sună câtuși de câtuși bine. Am văzut tineri implicați, tineri frumoși, lucrări excepționale, adică dintr-o mie și ceva de elevi participanți am avut peste 180 de lucrări de pictură și grafică, ce drept la spot, dar probabil având un timp foarte scurt, pentru că proiectul a fost timp foarte scurt, deci chiar ne-am depășit și noi, ca să spunem așa, așteptările, dar fac o provocare primărie de pe acum, poate pentru la anul, ca să o facem a doua oară, să avem un timp mai lung, să puteți lucra mai mult și mai bine. Și având în vedere că vin sărbătorile de iarnă, eu v-aș ura de sărbători liniștite și un călduros la mulți ani. Mulțumesc foarte mult și încă o dată felicitări pentru toate lucrurile și tot ce ați făcut. Mulțumim, domnul Eugen Fricură, președintele APACA. În continuare, dăm cuvântul domnului comisar șef Necuțescu Ovidiu, șeful Serviciului Județean Anticorupție APACA. Bună ziua tuturor! Aș începe mai întâi cu aprecieri la adresa dascărilor dumneavoastră și modul în care au reușit să vă mobilizeze pentru această acțiune. Nu în ultimul rând, toată admirația noastră față de cei care au participat la acest proiect. În momentul în care am spus că pe noi nimeni nu ne mai poate surprinde,
Dumneavoastră ați venit și ne-ați contrazis, ne-ați susprins din nou, cu o participare masivă, cu niște lucrări extraordinare. Îmi pare rău că ne-ați spus de față, când ne uitam pe lucrările noastre, să vedeți ce reclamații erau în întrebere, cât eram de încântați. Și atunci am realizat că am făcut cea mai grozavă alegere în lupta împotriva acestui flagel al corupției, alegându-vă pe dumneavoastră și nu în mod întâmplător, așa cum a sesizat cineva din sală, am fost uimiți că ne-ați ales pe noi. Nu fiți uimiți că v-am ales pe dumneavoastră, pentru că cea mai puternică armă care avem împotriva acestui flagel este inocența, candoarea și puritatea dumneavoastră. Sunt singurile în măsură să mai aducă o rază de speranță pentru cei care am ajuns la 6-a vârsta maturității. Nu știu dacă putem cu toții să ne arogăm acest beneficiu al maturității. Probabil că cei care dintre noi ne abatem de la normele legale și cele de morală nu putem avea potența maturității. Însă, cu siguranță, dumneavoastră ați dat o dovadă de mare maturitate prin modul în care ați participat la acest proiect. Toată admirația noastră și toată aprecierea, indiferent dacă ați luat sau nu un premiu, în ceea ce ne privește pe noi, să știți că ați reușit să ne impresionați extraordinar de mult. Suntem extrem de încântați de ceea ce am văzut și de ceea ce vedem în continuare, iar speranțele noastre le nasc o dată cu dumneavoastră. Vă mulțumim încă o dată pentru modul extraordinar care ați răspuns acestei campanii. Mulțumim partenerilor noștri și să nu uitați niciodată că dumneavoastră sunteți în centrul preocupărilor noastre. Educația dumneavoastră este marea speranță pe care o nutrește această generație noastră care a ajuns la vârsta maturității. Suntem convinși că odată cu dumneavoastră, în lumea noastră, va sosi și lumina și speranța și, nu în ultimul rând, o lume mai bună. Vă mulțumesc tuturor! Așa cum am menționat anterior, cu această ocazie, gala de astăzi, de premiere și recompensare, încercăm să marcăm și ziua de mâine, ziua de 9 decembrie, Ziua Internațională Anticorupție. O să vă rog să urmărim un film de prezentare realizat de Direcția Generală Anticorupție cu această ocazie. Cu doamnei comisar Șerțar Viziat Petcu, șefa Serviciului Relații Publice din cadrul Direcției Generale Anticorupție. Mulțumim pe această cale foarte mult că ați acceptat invitația și ați reușit să ajungeți astăzi la noi, la Bacău. Mulțumesc tare mult! Am ales să vorbesc la microfon pentru că domnule primar nu vreau să se ia, ci pentru că am vrut să vă arăt că suntem blazi. E o glumă preferată pe care o fac de fiecare dată în fața oamenilor pentru că observ surpriza acestora de câte ori sunt prezentate și se așteaptă probabil să vadă un mascat și apar eu. Ce mă bucură foarte mult în ultima vreme este aceea că am sentimentul că fac o baie de tinerețe. Vin o parte colegii mei pentru că se implică în organizarea unor proiecte atât de frumoase cu tinerii și o purtați voi cu toții. Am bucuria, mai ales în ultima vreme, pentru că am participat la mai multe proiecte de genul acesta, la închiderea mai multor proiecte de gen, să învăț de la voi foarte multe lucruri. Aseară, de pildă, am aflat de la un elev, de la o elevă de 16 ani, că prin educație se rezolvă tot. Cred că și părerea voastră este aceeași. Cred că acesta este și scopul proiectelor de genul acesta. Am mai aflat tot aseară că vine un moment în care apare o dilemă existențială majoră. A lua sau a nu lua? Ce zicea domnul primar mai devreme este foarte adevărat și se leagă de acest aspect. O să vină în viața fiecăruia dintre voi un moment în care veți avea această dilemă. Și ar fi minunat să vă amintiți de momentul acesta
când v-ați implicat într-un proiect care se numește Atitudine Anticorupție. Asta ne dorim de la fiecare dintre voi. Să luați atitudine când vă veți afla în fața dilemei a lua sau a nu lua. Mai este și partea cealaltă, desigur, a da sau a nu da. Veți ajunge la momente în care veți da examene majore, veți da pentru permis de conducere, veți da bacalaureatul, veți da la facultate. Știți bine că ne ocupăm de situații, să spunem, care nu ne fac nouă bucurie și în care le dau pe cealaltă parte să ia. Tocmai acest lucru încercăm să-l prevenim, pentru că nu ne face nicio bucurie să anchetăm oameni. Proiectele de genul acesta vin tocmai pentru a nu ajunge în acel punct. Colegii mei au făcut un lucru extraordinar cu dumneavoastră. Am urmărit creațiile pe care le-ați trimis la acest concurs și sunt extraordinare fiecare în parte. A fost tare greu să ne decidem pentru cele mai bune, cele mai frumoase, cele mai reprezentative. Diferența față de proiectul de aseară este unde, de asemenea, am acordat niște diplome unor elevi participanți la un concurs, este acela că de data asta voi sunteți mai norocoși decât ei. Pentru că veți primi și niște premii, niște recompense. Aseară am dat doar niște diplome. Simbolic, sigur că înseamnă mult, dar curaj prindeți și dacă recompensa semnifică mai mult decât o foaie de hârtie. Iată de ce mulțumim primăriei municipiului Bacău că ne-a sprijinit atât de mult. Mă bucur tare mult să văd în primul rând din această sală tineri îmbrăcați în costume populare românești. Sunteți extraordinar de frumoși și mulțumim tare mult că ne sunteți aproape. Să mulțumesc așadar fiecăruia dintre voi pentru că ați participat la acest proiect și că v-ați implicat. Am să mulțumesc în numele Conducerii Direcției Generale Anticorupție Primăriei Municipiului Bacău pentru că ne-a acordat atât de mult sprijin. Inspectoratului Școlar al Județului Bacău pentru că v-a organizat pe toți să vă aflați în această sală astăzi. Asociației APACA, pentru că fără ei n-am fi ajuns în acest punct. Și vouă tuturor pentru implicare. Mulțumesc din tot sufletul, succes în continuare și felicitări tuturor! Mulțumim foarte mult, domnule comisar Sardis Iacăscu, din cadrul Direcției Generale Anticorupție, APACA Central. Și dacă dumneai a pomenit de acești tineri minunați îmbrăcați în costumul național, haideți să vi-l prezint. Este ansamblu vocal tradițional Teișorul din cadrul Colegiului Național de Artă George Apostol Bacău, care sunt coordonați de domnul profesor Florin Blaș, care în minutele următoare ne vor cânta și încânta cu câteva melodii specifice. Să știți că menținem suspansul și premierea va avea loc mai la sfârșitul care e de astăzi. Thank you.
poveră și ticul de amândouă. Dacă amândoi ne plăcem, la haina mama să trecem. Că s-am făcut limboară și ticul de amândouă. Ia, ca să o amă trecut și nu v-ați vrea fi trecut, măi. Săptămâna viitoare vă poftesc cu micul mare. Fraților, cu niște porți, haida să jucăm cu toți. Din partea dumneavoastră a tinerilor implicați și nu numai din acest proiect. Bună ziua! Am fost rugată să vorbesc despre importanța educației privind atitudinea față de corupție în rândul elevilor. O să încep cu un principiu simplu, după care mă ghidez, niciodată nu vorbesc despre lucruri în care nu cred. Pentru că auzi zilnic că trăiesc într-o țară coruptă, am ajuns la o concluzie, după ce am luat parte la o conferință, să o numim, într-un mod non-formal, la mine la liceu, în proiectul 2A, hashtag atitudine anticorupție, unde am ajuns la concluzia că, deși cuvântul este arhicunoscut, înțelesul acestuia se pierde. Cum? Dintr-un număr de 50 de elevi, toți au ridicat mâna când au fost întrebați ce este corupt, dacă au auzit despre corupție, iar la întrebarea care făcea referire la însemnătatea acestui cuvânt, s-a așternut liniștea. Singura cheie spre un viitor mai bun este educația. Da, educația tipică de la școală, merg, învăț, e bună. Mă ajută să fac conexiuni, să dezvolt idei. Dar eu, ca tânăr, care vreau să mă dezvolt într-o societate care mă vrea a fi integru, am nevoie și de o altfel de educație. Acea educație care să mă pregătească după cele 10 clase obligatorii sau cele 12, nu să ajung la un moment dat să termin școala și să confrunt o realitate pentru care nu am fost pregătită. Educația pentru atitudinea
anticorupție nu este obligatorie, este ceva necesar, vital pentru societatea, pentru dezvoltarea unei societăți integre, civilizate, care se respectă. Pentru că informația, știm bine, se propagă. Și dacă tu mergi și le duci, îmi pare. Okay. Și nu, dacă tu mergi și duci un om, informația va fi distribuită mai departe. Și așa, ușor, ușor, mergem spre mai bine. Un asemenea subiect trebuie abordat și explicat, pentru că îi se expune tânărului valoarea unei etici. Îi se însuflă niște principii pe care ar trebui să le dețină fiecare dintre noi. Spre accesul la un asemenea tip de educație, se creează un drum spre o țară care poate merge spre bine, care își demonstrează apartenința la o civilizație europeană. Pentru că previn anumite comportamente și stiluri de viață ce influențează în mod greșit dezvoltarea socială și umană. Trebuie să fie cunoscut faptul că traficul de influență sau luarea de mită sunt niște ilegalități și profanează ființa umană. Abaterea de la cinste și datorie este sinonimă cu involuția. Pentru a vedea o schimbare în ceea ce privește, ne privește pe noi ca popor, este necesar să investim în tineri și să prevenim comportamentele dăunătoare dezvoltării unei societăți sănătoase. Trebuie să fim noi schimbarea pe care vrem să o vedem în lume. Mulțumim foarte mult, elevii Neagu Florina, președinta Consiliului Elevilor de la Colegiul Național Vasile Alexandri Bacău. În continuare, mai aveți o colegă, mai avem o colegă în lupta anticorupție, pe palierul prevenirii faptelor de corupție și anume domnișoara Grip Andreea, președinta Consiliului Elevilor de la Colegiul Tehnic Angel Salini Bacău. Nu vă ascund faptul că în timpul seminarului de informare, la care a fost activă permanent, ne-a atras atenția de ce nu am organizat și o altă secțiune de eseu literar. Și am zis, drept dovadă, o să-ți servim mingea la fileu, dacă ești specialistă pe acest domeniu, da? Și astăzi te-am invitat pentru a ține o specie. Bună ziua, dragi colegi, stimați profesori și invitați, stimați reprezentanți ai Asociației APACA, stimați reprezentanți ai Primăriei și ai Consiliului Elevilor Județean din Bacău. Eu mă numesc Grip Andreea și sunt reprezentant al elevilor din Colegiul Tehnic Angel Salini din Bacău. Sunt în clasa 11. Astăzi vreau să vă împărtășesc ideile mele referitoare la un fenomen care este prezent în trecutul, dar se manifestă și în zilele de astăzi. Corupție. Corupția este un fenomen care împărtășește, care cuprinde un larg de evenimente. Deși sunt încă elevă și nu pot spune că am trecut prin viață în așa mod încât să afirm unele lucruri și să vorbesc pe o teme care necorespunzătoare pentru adolescenți, vreau să informez care, ce reprezintă corupția și care sunt consecințele acestea. Corupția reprezintă folosirea abuzivă a puterii publice pentru care susține îmbogățirea unei persoane sau unui grup de persoane. Ea este un act îndreptat împotriva societății. Aud foarte des faptul că corupția este atât de rea și ar trebui să fie evitată. Însă unii oameni, ajungând într-o situație care i-ar beneficia, ajung singur participanții acesteia. Oferă sau primesc mită la rândul lor. Ei nu își conștientizează însă care este gravitatea faptelor pe care le fac. Pentru că este atât de ușor să încalci o regulă, ca știi, că prin intermediul banilor poți închide ochii persoanelor care răspund de respectarea regelor. Dar pentru aceste persoane, această faptă este minoră, lipsită de consecințe. Dar haideți să ne imaginăm un caz posibil. Un elev care nu-i place să învețe și nu învață, este obișnuit cu ideea că părinții ajută la mărirea notelor, iar banii le vor cumpăra.
Acest elev nu conștientizează însă cât de importantă este școala și că de el depinde generația care urmează și viețile altor oameni. Să presupunem că acest elev are note bune, intră la medicină, se face chirurg. Are responsabilitatea de a salva oameni. Dar ce poate face el? Nu poate face nimic, pentru că la rândul lui, școala a reprezentat o joacă. Acum, când are rolul de a salva vieți și poate este cineva care într-adevăr are nevoie și ajunge pe masă de operații, este o familie cu un copil sau o familie care rămâne fără soț, fără mamă, tată, pentru că a murit din cauza incompetenței medicului care și-a cumpărat notele. Avea note bune, însă cumpărate. Cum se simte omul când îi vede familia, familia care a rămas fără copil, fără mamă, tată, soț, soție? Cum se simte? Ar fi bine să se simte vinovat, dar în majoritatea cazurilor nu se întâmplă așa. Nu se întâmplă așa pentru că este obișnuit de mic să se considere cel mai bun. Dar să ne imaginăm cazul în care tata pacientului e tocmai profesorul care a primit la rândul lui bani. Cine mai e vinovat în cazul dat? Profesorul care a numărat diploma și care l-a ajutat să ajungă chirurg? Sau el care a dat banii? În cazul de oferire și primire de mită, vinovați se fac ambii, și cel care oferă și cel care primește. Corupția este ceva negativ, imoral, ilegal, care se realizează nu numai la nivel înalt de persoane care execută un rol public, ci și în cadrul unor organizații sau grupuri, publice sau private, în scopul obținerii unor avantaje materiale sau în scopul unui statut superior, prin utilizarea unor forme de șantaj, intimidare, mituire sau înșelăciune. În concluzie, corupția pune piedici în funcționarea unei sănătoase unei societăți, în funcționarea fiecărei celule acesteia, familia, fie ea la școală, fie ea acasă, omul și elevul. Noi, elevii și toate cadrele didactice din Colegiul Tehnic Angel Salini, vă îndemnăm să deveniți voluntari pentru o luptă împotriva corupției, pentru o lume mai curată și plină de prosperitate. Mulțumesc mult! Și tuturor care au participat pentru eforturi care le-ați adus și vreau să-i felicit pe cei care vor lua premii, dar și pe cei care au avut curajul să se prezinte și să se înscrie în concurs. Mulțumesc! Și noi mulțumim foarte mult pentru șarea grupa Andrina. Nu vă ascund faptul că dumnea ei este din Republica Moldova și este elevă la noi în Bacău. Da? Și o apreciem foarte mult pentru mesajul transmis și toată activitatea școlară și extrașcolară întreprinsă la nivelul instituției de învățământ. Cred că a venit și momentul culminant al întâlnirii de astăzi. Da? Și anume acel concurs din cadrul proiectului 2A hashtag atitudine anticorupție. După cum bine știți, pe site-ul Inspectoratului Școlar al Județului Bacău a fost afișat și regulamentul concursului. L-am promovat noi personal în timpul activităților, a seminarilor de informare. Tema concursului, după care ar fi trebuit dumneavoastră să vă dirijați creațiile, lucrările, a fost aleasă Corupția stopează evoluția. După cum bine știți, concursul s-a desfășurat pe două secțiuni, și anume sport video pe tematica anticorupție și arte vizuală grafică. La fiecare secțiune a concursului au fost niște cerințe minime prevăzute în regulament. Prin urmare, ieri, în data de 7.12.2017, Comisia de Evaluare a Lucrărilor, formată din reprezentanța ai partenerilor implicați în acest proiect. Vreau să vă zic că au fost 11 membri în comisie și pot să vă zic că, generic, 2 din cadrul primăriei Bacău, 2 persoane din cadrul Inspectoratului Școlar al Județului Bacău,
2 persoane din cadrul APACA Bacău, 3 persoane din cadrul Direcției Generale Anticorupție, un pictor și un fotograf, scenarist, regizor pentru lucrările de specialitate, pentru a le oferi anumit suport tehnic. Ok. Prin urmare, la secțiunea Sport Video, noi apreciem foarte mult implicarea dumneavoastră, calitatea lucrărilor și numărul acestora. După cum v-am promis, fiecare participant la acest concurs va primi o diplomă de participare și cei mai buni, respectiv locul 1, 2, 3, vor primi și premiile, recompensele puse în joc și achiziționate de Fundația APACA cu sprijinul financiar al primăriei municipiului Bacău. O să am rugămintea în ritm alert, ca să mai scurtăm și ca timp, o să nominalizez primele 10 lucrări pe spot video, iar titularii acestora sunt rugați să vină pe scenă. Și anume, în ordinea înscrierii în registrul de concurs. Deci este o ordine aleatorie, da? Farcaș Tiberiu, de la Colegiul Tehnic Comunicații NV Carpen Bacău. Este? Scuze, domnul Farcaș, o să vă rog să luați loc, ați fost la alte vizoare. Să știți că nu numai colega voastră din Basarabia are emoții și eu am emoții. Eu n-am mai participat la asemenea gen de activități de apă. De fix 20 de ani, când am fost moderatorul unei gale Miss și Mr. Boboc. Deci puteți să mă credeți și pe mine, da? Pe secțiunea Spot Video, cu scuzele de rigoare, oricum o să fiți nominalizat și la următoarea categorie. Vrote Andrei Ionuț, Colegiul Tehnic Comunicații NV Carpen Bacău. Este? Radu Alexandru Ștefan, tot de la NV Carpen Bacău. Găgescu Ștefan, de la Colegiul Tehnic Petru Rareș. Gabriliu Maria Mălina, de la Colegiul Gheorghe Brânceanu Bacău. Isăilă Ștefan, de la Colegiul Național Ferdinand I Bacău. Istrate Albert Gabriel, de la Colegiul Național Ferdinand I Bacău. Tancău Teresa Andreea, Colegiul Național de Artă George Apostol. Este? Dumitru Cosmin Ionuț, de la Colegiul Tehnic Dumitru Mangerău. Este? Patraș Codrin, Colegiul Tehnic Angel Salini. Mihnea Dumă Alessandru, Colegiul Economic Ion Vita. În urma jurizării și evaluării lucrărilor, ei sunt titularii primelor 10 producții care au intrat în top 10, să zicem. 7 dintre dumneavoastră vor primi diplomă de mențiune, iar 3 persoane vor primi locul 3, 2, 1. Da?
O să rog pe domnișoara Alexandra Dochițe din partea Asociației APACA, împreună cu colega noastră, doamna Morariu Ana Maria, de cadrul Serviciului Județean Anticorupție Bacău, să acorde diplomele de mențiune pe secțiunea Spot Video. Și anume, în ordine aleatorie, Vrăute Alexandru Ionuț. Vreste? Radu Alexandru Ștefan. Găgescu Ștefan, de la Colegiul Tehnic Petru Rareș. Tancău Tereza Andreea, de la Colegiul Național de Arte și Cercetare. Astăzi, de patrie, este implicată în activitățile pentru marcarea 60 de ani de la înființarea Colegiului. Dumitru Cosmin Ionuț, Colegiul Tehnic Dumitru Marcelan. Pataș Codrin, Colegiul Tehnic Angel Salini. Și nu în ultimul rând, o altă mențiune, Mihnea Duma Alexandru, Colegiul Economic Ioan Ghica Bacău. O să-i rugăm pe cei care au primit diploma de mențiune să se retragă la locurile lor. Rămân pe scenă. Autorii, titularii celor trei spoturi video, evaluate și jurizate, care au fost stabilite de către membrii comisiei, v-am zis, au fost 11 persoane în această comisie. Cu această ocazie, o să rugăm pe domnul primar al municipiului Bacău, domnul Cosmin Necula, care împreună cu doamna Morariu Ana Maria va oficializa premierea primelor trei locuri câștigătoare din această secțiune Spot Video. Locul 3, care va intra în posesia unei tablete, așa cum am menționat și în regulament, și v-am precizat și la seminarele de informare, Gavriliu Maria Mălina, de la Colegiul Zofie Brăceanu, Bacău. O să vă rugăm să vă îmbraceți un pic într-o parte, ca să vedem creația dânsă.
Istrate Albert Gabriel, de la Colegiul Național Ferdinand Bătâi, locul al doilea și câștigător al premiului, constând într-o cameră video marca JVC, tipul de Verioier. Felicitări! Nu plecați, stați să vedem și producția dumneavoastră. Evaluată. Câștigătorul locului întâi, care intră în posesia unui aparat foto, marca Nikon D3400, este domnul elev Ițăilă Ștefan, din cadrul Colegiului Național, chiar de la Învățării Bacău. Mulțumesc mult!
Și noi mulțumim. Ok, să vedem și producția domnului. În continuare, vom trece prin cea de-a doua secțiune a concursului, și anume arte vizuale. La fel, voi nominaliza autorii lucrărilor care au intrat în top 10, cu rugăminte de a se prezenta la fel pe scenă, în ordinea înscrierii în registrul de concurs. Și anume, domnul Farcaș Tiberiu, de la Colegiul Universitar de Carpen, Vânăvoiu Elena Carina, Colegiul Național Vasile Alexandrii, Motoca Irina Elena, Colegiul Național de Artă George Apostol, Cazacu Valeria, Colegiul Național de Artă George Apostol Bacău, Gheorghiță Cristina Carmen, Colegiul Național de Artă George Apostol Bacău, Trefaș Mara Beatriz, Colegiul Național de Artă George Apostol Bacău, Vieno Anais, Colegiul Național de Artă George Apostol Bacău, Pâsla Renata, Colegiul Mihai Eminescu, Bacău. Hanu Elena Ramona, Colegiul Economic Ion Ghica, Bacău. Și în ultimul rând, Totu Andreea, Colegiul Mihai Eminescu, Bacău. Ei sunt titularii primelor 10 lucrări care au intrat în top 10-ul întocmit de membrii comisiei. La fel, 7 persoane dintre dumneavoastră vor primi diplome de mențiune în cadrul concursului, pe secțiunea arte vizuale. Și anume, se acordă mențiune domnului Farcaș Tiberiu, Colegiul Tehnic de Comunicații NV Carpen Bacău. Vădăvoiu Elena Carina, de la Colegiul Național Vasile Alexandrii Bacău. Se acordă mențiune elevei Motoca Irina Elena, de la Colegiul Național George Apostol. De asemenea, se acordă mențiune elevei Trefaș Mara Beatriz, de la Colegiul Național George Apostol. Se acordă mențiune elevei Viero Anais, Colegiul Național de Artă George Apostol. Se acordă mențiune elevei Pâsla Renata, Colegiul Mihai Eminescu. Și în ultimul rând, se acordă mențiune elevei Totu Andreea, de la Colegiul Mihai Eminescu. Avem 3 premii și 2 persoane pe scenă. O situație inedită.
De ce n-ați venit prima dată? Ați fost ieșită? Ați fost ieșită din sală? Ok. Deci ați trecut de febra emoțiilor pentru mențiune. Acum sunteți în top 3. O să ne rugăm de asemenea pe domnul primar, care împreună cu una dintre colegele noastre va mâna premiile. Se acordă locul 3. Elevei. Hanu Elena Ramona de la Colegiul Economic Ion Ghica Bacău. Care va intra în posesia premiului, constând într-o tabletă. Aceasta este lucrarea de set pe care o vedeți proiectată și care a fost desemnată de către membrii comisiei ca fiind lucrare câștigătoare pentru locul 3. Locul 2, la secțiunea arte vizuale, se acordă elevei Gheorghiță Cristina Carme, de la Colegiul Național de Arte George Apostol, care va intra în posesia premiului pentru locul 2 și anume o cameră video marca JVC. Pe ecran puteți vedea lucrarea elevei Gheorghiță Cristina Carme, desemnată câștigătoare pentru locul 2. Și mai aveți emoții? Locul 1, la secțiunea arte vizuale, din concursul, din cadrul proiectului 2A hashtag Atitudine Anticorupție, se acordă elevei Cazacu Valeria, de la Colegiul Național de Arte George Apostol, care va intra în posesia unui premiu constând într-un aparat foto de SRL marca Nikon model D3400. Pe ecran puteți vedea lucrarea dumneaei. Felicitări pentru locul luat. Felicitări pentru locurile luate, felicitări și dumneavoastră celor care ați participat la concurs. Nu o să stăm acum să vă dăm diplome de participare, o să le trimis prin intermediul cadrelor dumneavoastră didactice. În încheiere, aș dori să dau cuvântul celor care doresc, dar în primul rând domnului Sorina Ilenei din partea instituției prefectului județul Bacău. Mulțumesc! Bună ziua! Nici eu nu vreau să devin primar al municipiului Bacău. De fapt, eu sunt un fost profesor de religie și în felul ăsta mă simt mai aproape de dumneavoastră. Și pentru că am predat religia, normal că o să vă vorbesc despre cifre. În primul rând și în primul rând trebuie să vă felicit. Nu este la îndemâna tuturor să coopteze 15 unități de învățământ din municipiul Bacău într-un proiect așa de amplu, să își propună un obiectiv de 750 de elevi implicați și să adune 1066. Dacă facem un calcul, înseamnă 142% și credeți-mă, orice unitate administrativ-teritorială, orice instituție publică ar vrea să se laude oricând cu astfel de performanță. Așa că haideți să aplaudăm pe organizatori. După aceea,
aceea m-am uitat la ceea ce s-a spus despre obiectivele proiectului și am înțeles că au fost preconizate un număr de 100 de diplome pentru a răsplăti efortul dumneavoastră și au fost tipărite numai puțin de 290. Asta, iar în termeni administrativi, înseamnă 290%, este un obiectiv depășit cu și mai multă fervoare, așa că de data aceasta vă rog să vă aplaudați pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră. Și acum, veștile proaste. După cum ați învățat la istorie și am văzut că sunt profesori de istorie implicați în acest proiect, tot ceea ce înseamnă corupție nu a apărut în România după decembrie 1989, nu a fost inventată nici în perioada imediat de după anul 1947, pur și simplu a existat din cele mai vechi timpuri. Așa că ne punem întrebarea cum omenirea până acum nu a reușit să găsească un răspuns care să elimine total acest flagel social. Ei bine, acest lucru se datorează faptului că de-a lungul timpului au existat oameni mai puțin puternici, oameni care au crezut că pot ajunge în vârf, depășindu-i pe ceilalți, dar nu prin metodele și mijloacele obișnuite, cinstite, ci prin altfel de metode. Trebuie să vă mai spun un lucru. Corupția, așa cum o privesc eu, nu se poate întâmpla dacă pe lângă cel corupt nu există și corupător. Numai că avem acest binom care de-a lungul timpului și-a pus amprenta peste tot ce înseamnă istorie. Ați văzut-o condamnată de foarte multe ori. Dumneavoastră ați participat la niște sesiuni de informare unde vi s-a spus că statul român își dorește să pedepsească acest flagel social și cu toate acestea el dă ei. Cum se face acest lucru? Foarte simplu. În momentul în care nu ai ce să pierzi, atunci ești dispus să riști. La urma urmei, ce ai de pierdut? Așa că gândiți-vă în primul rând și în primul rând la dumneavoastră. Dacă vă vin astfel de idei, normal, aveți ceva de pierdut sau nu aveți ceva de pierdut? Și vă spun eu că aveți ceva de pierdut și încă foarte, foarte mult. În primul rând și în primul rând, libertatea. Dacă vi se pare că este ceva puțin, imaginați-vă că de-a lungul tot a istoriei au fost oameni care au fost dorici să se sacrifice ei, familii, bunuri și chiar viața pentru libertate. De asemenea, trebuie să vă mai gândiți la un singur lucru. În momentul în care ați luat-o pe acest drum al corupției, s-ar putea să o apucați pentru totdeauna. De ce? Pentru că oamenii vă vor pune etichete. Warren Buffett, care este cel mai de succes investitor al tuturor timpurilor, a spus foarte simplu. Reputația este ceva care se câștigă într-o viață întreagă și se pierde în doar 5 minute. Iar dacă vă gândiți la aceste lucruri, cu siguranță veți vedea lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Avem aici colegi de-ai noștri care lucrează și încearcă să lupte împotriva acestui flagel și vă pot spune că de fiecare dată când cineva este monitorizat și este dovedit ca fiind corupt, după aceea viața lui socială se schimbă radical. Toată lumea va evita. Dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că cei de acolo știu că pot fi asociați cu comportamentul lui, mai devreme sau mai târziu, iar acest lucru nu este de dorit pentru nimeni. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că tot ceea ce înseamnă viață, tot ceea ce înseamnă evoluția dumneavoastră, începe nu neapărat peste 5-6 ani când veți termina studiile superioare, ci începe chiar în momentul de față. Așa că există un leac împotriva corupției. Iar acest leac nu înseamnă numai neapărat educație, înseamnă și atitudine, înseamnă implicare emoțională și chiar faptică din partea dumneavoastră. De fiecare dată când veți fi tentat să folosiți astfel de mijloace pentru a evolua, gândiți-vă că vor fi costuri. De fiecare dată când veți auzi pe un cunoscut că face sau că intenționează să face acest lucru, trageți-l de mânecă și atenționați-l prietenește. Spuneți-i că nu merită. Iar în momentul în care veți afla că s-au făcut astfel de lucruri,
faceți un pas în față și luați atitudine. Nu este numai pentru societate, este în primul rând pentru dumneavoastră. De asemenea, într-adevăr, educația își spune cuvântul. Și cel mai eficient mod de a trata o boală este în primul rând să recunoști că o ai și acest lucru s-a întâmplat și în al doilea rând este mai eficient să previi decât să tratezi. Iar acest lucru am încercat să facă colegii noștri cu dumneavoastră. Dumneavoastră veți fi cetățenii de mâine, cei care veți veni la instituțiile statului și veți încerca să vă rezolvați diverse probleme. Este important să știți că aceste probleme se pot rezolva mult mai ieftin, mult mai normal și pe cale legală. Iar acest lucru va fi transmis și probabil va fi continuat să vă fie transmis și în alte ediții ale acestui simpozion sau al acestui proiect. De asemenea, nu uitați, 9 decembrie nu este neapărat ziua anticorupției, ci este o zi din anul de 365 de zile care să vă facă să meditați măcar 5 minute la ceea ce s-ar putea întâmpla dacă și la ceea ce s-ar putea întâmpla dacă nu. Merită și din acest motiv vreau să vă felicit încă o dată, să vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră și mai mult decât atât vreau să vă rog să vă mai aplaudați încă o dată pe dumneavoastră și pe organizatori. Apreciem încă o dată implicarea dumneavoastră a tinerilor și a cadrelor didactice în mod deosebit, care au reușit să promoveze atât proiectul cât și concursul rândul dumneavoastră, care au reușit să vă mobilizeze pentru a participa și la concurs și la această gală de premiere. Mulțumim de asemenea tuturor invitaților, oficialităților și partenerilor prezenți astăzi aici. Sperăm și în alte ediții viitoare ale acestui concurs, ale acestui proiect, să fie ediția a doua, poate va fi și pe alte secțiuni, de ce nu, un imn anticorupție, fotografie, poezie sau alte secțiuni în urma feedback-ului venit din partea dumneavoastră. Noi vă mulțumim foarte mult pentru atenție, felicitări încă o dată câștigătorilor și tuturor participanților și cu această ocazie vă urăm și să vă felicităm.